Dacă nu l-a chemat în sănătate și pe reușite acum, mai complicat. Bayram, să l-a spus pe el marcator de gol. Chiar a fost o seară bună pentru voi astăzi. Cum ai caracterizat ce s-a întâmplat? Bună seara. Este o victorie foarte importantă pentru noi. Începem cu dreptul acest play-off. Chiar dacă prima repriză nu am arătat foarte bine, începând cu mine, am făcut un joc foarte slab, chiar dacă am înscris. Dar ne bucurăm că a doua repriză am intrat foarte bine și am luat cele 3 puncte. Au pus o presiune mai mare pe voi sau v-ați început mai moale? Nu știu dacă au pus neapărat o presiune. CFR-ul este o echipă bună, o echipă experimentată. Noi n-am fost în un meci prima repriză, am făcut multe greșeli personale și ne bucurăm că am câștigat. V-a scos și Laurențiu prima jumătate de oră. Da, este un portar foarte bun, știm ce poate Laurențiu. Ne-a ajutat la fiecare etapă și sper să susțină tot așa, că avem mare nevoie de el. În schimb, ție parcă poartă noroc masca. Pentru că nu ai din nou gol tot cu capul. Da, nu știu dacă masca. Eu muncesc în fiecare zi cât mai mult, sper să merg pe acest drum ascendent și să urc mai mult. Asta este obiectivul meu. Apropo, cum e pe teren cu acea mască? Începi să te obișnuiești? Da, este... La început mi-a fost destul de greu, pentru că nu puteam să mă orientez foarte bine, nu vedeam tot terenul, mă mișcam destul de greu și de la meci la meci încerc să mă obișnuiesc, că nu am ce face. Sper să nu o țin foarte, foarte mult. 4 puncte de loc întâi, deocamdată, cel puțin. Momentan suntem departe de acest lucru, nu ne gândim la acest lucru. Acum fiecare intră în vacanță, băieții care se duc la națională se duc acolo să-și facă treaba, când ne vom reîntâlni, ne vom gândi la următoarea etapă. Momentan este devreme, mai sunt 9 meciuri și se joacă. Bun, mersi. Mulțumesc, seara bună. Bun, mai era autocritic, m-am mișcat prost, am făcut un meci rău, spune prima repriză, chiar dacă am înscris rar sau auzea și eu ceva. Spune că începe să se obișnuiască, la urmă, cu jocul, având această mască. Zând dacă mai vin repede acum, dar pare că cei de la știi de la Craiova au dat au de Victor Osimhen e de cei mai buni din lume și din Europa și cu asta aia de când îl știu. Da, așa de e. De exemplu, da, de Orestul e foarte plăcut. Da, mai la altă ce mi-a fost foarte bun. Mi-a plăcut și declarația apropo de... Într-adevăr, ce trebuie prima repriză, au avut câteva situații, a controlat jocul, autoprezență în termenul adversar, fără să fructifice sau să materieze ocazia pe care și le-a creat. Domnul Crăciunescu cu Craiova care arată din ce în ce mai bine. Arată bine. După ce Peter, la un moment dat, era, să nu mai vedem, asta era opinia a noastră neapărat, dar a lumii este a fotbalului, a criticilor acum. Da, probabil că și gestul acesta necugetat al jucătorului CFR-ului care a făcut faultul acela de roșu. Capitol aparte, Matei. Nu pot să-l înțeleg, chiar nu da, pot să-l înțeleg. Dar era târziu, adică mi se pare că soarta meciului era pecetuită. Da, dar să ne mai întreba, este o fază minută 61, este o fază litigioasă, în care CFR-ul a solicitat lovitură de la 11 metri. O să da. Vedem și noi să-ți rugăm pe colețul meu. Da, numai că să vă spun ceva. Ia, asta este da, fază. Asta e, da, așa. Vreți să listăm acum? Ziceți. Da, mie mi se pare fals. Pentru că nu joacă mingea, uitați-vă. Nu joacă mingea și se duce direct în el. Ia. Îi indică înaintea. Sigur, alergare. Da. E posibil să fie vorba de protecție a mingii? Să protejeze? Nu. Este să se duce cu intenția direct în... Nu te scoale așa de jos dacă vrei să joci mingea. El se scoală, se duce și dar sare la viața. Dar de la Craiova? Ivan? Da. Când te simți cu musca pe căciulă și rămâi, adică... Te dai pe urmă victime, nu se mai scoală, adică, doamne, el m-a lovit. Păi cum să vă leargă spre minge, cu dreptul de ajunge la minge și el sare în el, zic, cum că l-a făcut, da. E pe la. Să spunem că acest moment intervine la 2-0, după care se face 2-1 și nu foarte târziu, în 4 minute. Adică, da, dacă era la 2-1 și de asta spuneți că e penalti, era o problemă. Că se putea face 2-2. La 2-0, tot 2-1. Oricum este o problemă. Da, vreau să spun din perspectiva influențării rezultatului. Este o penalti, dar este o greșeală gravă. Da, înțeles. Eu mă referam din perspectiva. Una este să nu ne împlinim la 2-0, se termine 2-1.
Nu știi. Că nu știi cum a urmat să evolueze. Da, dar să jucăm cu 3-0 și să întâmplăm să se răspoară. Clar, pentru că nu e aceeași importanță. Dar trebuie dat. Să-l ascultăm pe Pete cu mare atenție că trebuie să traducem. The victory, how was the game tonight? Thank you so much. First, I want to say big thank you for our players. Second, to our fans. So, in the game it was, especially in the first half, we do a lot of mistake, individual mistake. We look maybe only to the CFR 7 or 8 chances to make the corner. And about the playing, there was more company than us, but if I have to compare the situation, maybe it was 50-50. We have clear situation for the counter-attack. We use it one in the second half, 2-0. We receive one goal from the corner, and we have to keep the game to finish in this result. We are happy about the 3 points because it is not easy to play here. I feel very nervous in the first part of the game. It's normal because we do a lot of mistakes without any reason. This is what we have to change in the halftime. Popescu, big day tonight. Popescu had a big day. Yes, it's normal. You know, this is the football. Right? Football is a logic playing. We deserve a lot of games to win, but we lose a lot of points. Maybe we have today, we have more luck, and we're happy about to get 3 points. It's a fair result at the end? It's a result, is result. Always is result is fair. 28 points now, 4 points until the first place. How is that? Look, we look game by game. Now we need, I will give to the players a little bit to rest because for the national break, and then we start to prepare for next game because, one of the good teams in this moment, Rapid Bucuresc, we have opponent. We go one more time, game by games. What changed after the game with FCSB? You didn't lose until then. After the game. Okay, we change a lot of things. What I want to develop every game. Some games it was good results, some games is not. But it's most important to us to play like team. To go, I repeat one more time what I said before the game. Everybody in attack, everybody in defense. Only Banco international team. We have foreigners players also for the national team, but this is the situation with the rest of the players. We can continue to train and to prepare next game. Okay, thank you. Am intrat în direct. Mare mulțumesc jucătorilor, fanilor. În primul rând, multe greșeli individuale. Cel de la în prima repriză da. Am făcut multe greșeli individuale. Cel de la CFR l-am acordat prea multe cornere. De cu spaima în fazele fixe ale CFR. La ocazie însă cred că a fost egalitate. Nu e ușor să joci aici, de aceea suntem bucuroși că am câștigat. Am fost nervos în prima repriză, pentru că făceam multe greșești, trebuia să schimb la pauza asta. Poate astăzi am avut mai mult noroc decât altă dată, dar rezultatul e mereu corect. Darul nostru meu pentru jucători va fi să-i las liber să odihnească. Avem meci etapă viitoare cu echipă bună, rapid, am schimbat multe după momentul FCSB de când am mai pierdut. Importante, au spus mereu să jucăm cu o echipă, toți în atac, toți în apărare, și cred că a spus că merită să fie mai mulți jucători la echipa aceea. Cred, nu sunt foarte sigur. Și aici, dar asta e situația, o să continuăm să muncim, să vedem ce se întâmplă. Matei Ilie, eroul negativ și în parte pozitivă la acestei săi. Care ar fi explicațiile tale după acest eșec? Nu cred că avem nevoie de explicații. Au fost niște greșeli individuale. At Auto Trader, you could win an electric car. Every month we're giving one away. Just enter for free and be on your way. Insurance and a charger are thrown in too, and we'll even deliver it all to you. Visit autotrader.co.uk/giveaway to enter for free today. Auto Trader, Britain's biggest matchmaker. T's and C's apply. To verify, email brand at autotrader.co.uk. Trebuie să ne corectăm greșelile, să ne uităm la meci din nou și să analizăm tot ce am făcut corect și tot ce am făcut greșit. Am ratat foarte multe ocazii.
Ei ne-au prins pe contraatac, la golul 2 de exemplu, ne-au prins pe contraatac, eu am greșit, s-a luat gol și din păcate am pierdut. A avut Craiova în portadă în zi mare, în prima repriză, chiar tu ai ratat prima ocazie, puteați acolo, nu știu, dar altfel s-au pus și simplu, a scos el tot. Da, portarul Craiovei a fost în formă maximă, dar puteam face mai mult și trebuia să facem mai mult. Și în fața părții. Un eșec nemeritat, spui, după cum s-a jucat. Noi am jucat bine, dar nu știu dacă e nemeritat sau nu. Trebuie să ne revenim și după pauză să începem să câștigăm cât mai multe meciuri. E o parte bună, după acest meci ai dat primul gol la CFR, dacă nu știu. Da, nu pot să mă bucur. La înfrângere nu pot să mă bucur de gol. La eliminare, cum a fost? Am fost un fault urât, am alunecat. Îmi pare rău, i-am cerut scuze și lui Markovic. Cam atât. Urmează acum două săptămâni de pauză pentru voi. A tratat o șansă mare astăzi de a trece peste Rapid și clasament. Cum vezi lupta asta în continuare? Nimic nu este pierdut, mai avem încă 9 finale. Jucăm împotriva tuturor contracandidatelor. Trebuie să ne revenim repede și după această pauză să câștigăm cât mai multe meciuri. Mersi. Mulțumesc. Din păcate, revăzând această fază, toată considerația pentru faptul că recunoaște de acum ce putea să facă, mi-e teamă că n-au necat, au necat după ce îi pune piciorul pe picior, în fine, pe partea în spatele piciorului lui Markovic, într-un fault extrem de urât. Ea alunecă, uitați-vă, după piciorul stâng. Păcate este, dar până la proiect de coordonare s-au avut la acea fază. Mogoș, se l-a spus. În păcate n-a fost o seară bună pentru voi astăzi, cum a fost astăzi pe teren. Nu a fost o seară bună pentru rezultat. Eu cred că am făcut o prestație foarte bună, mai ales în prima repriză. Am avut foarte multe ocazii clare să dăm gol. Asta e fotbal. În anumite ore faci mai puțin și câștigi. Data asta am făcut mai mult și n-am reușit să regalăm și să câștigăm. Știm că ești un om care spune lucruri pe nume, a fost și ghinion asta sau pur și simplu doar vina voastră? Ghinion... Nu vorbesc despre asta, eu vorbesc multe ocazii, de la început. Ocazii, asta trebuie să lucrăm încă mai mult pe faptul ăsta, să dăm goluri, pentru că am demonstrat, mai ales în prima repriză, că putem face, să creăm ocazii. Da, dacă vrei să spun o ghinion, da, pe linia porții, în loc să ajungă pe capul de legea săracă, de ajuns pe pietru și să stă afară, la hotel acolo, în fața porții, din întâmplare nu a apărut bine. Asta e fotbal, nu știu ce poți să faci. Trebuie să lucrăm, să ne uităm din nou la meci, să vedem ce am greșit. Cred că am făcut multe greșeli individuale. Și asta e, atâta. E un pic mai dureros și pentru că a fi putut trece peste Rapid. Da, bineînțeles. Noi, gândul nostru să câștigăm fiecare meci. Știm că sunt 10 finale. Finala s-a pierdut-o, o să fie pauza asta și peste două săptămâni o să fim încărcați din nou să câștigăm. Crezi că au scăzut puțin dacă va conta acest eșec în lupta la titlu sau cam tot acolo? E foarte, foarte lung încă. Nu trebuie să ne gândim la meci de meci și să câștigăm fiecare meci. Asta e mentalitatea noastră și să muncim foarte mult. Colegii tăi au mai multă pauză, tu în schimb mergi la echipa națională, cum ai primit convocarea? O să mă țin în antrenament și acolo, să mă îndrept să fiu acolo. Acum din mâine o să mă gândesc acolo. Seara asta sunt foarte nervos, supărat și sper să-mi treacă cât mai repede, cu o victorie nouă și două săptămâni. Ai la național un concurent de la echipa de club, pe post, pe Crisby. Nu e concurent, suntem... Suntem colegi de echipă, suntem prieteni, pentru mine e un jucător foarte bun și el, nu știu cum spun, îmi stimez, îmi place de el și cine joacă, important să fie, eu să fiu sănătos și la fel, pentru România nu contează cine joacă, la fel cu CFR. Am vorbit puțin, am gândit pe seama asta care intră titular, care nu, la națională? Nu am gândit doar la meci atâta, nu am vorbit deloc de națională și cred că nu trebuie. Here's a trading account as portable as your favorite playlist. Download Oanda's award-winning mobile app and enjoy attractive spreads on a secure platform.
Open your account today. 76.6% of retail CFD accounts lose money. Trebuie să ne gândești doar la meci. Concentrați-vă la meci și gata. Bun. Mersi. Bună seara. Ce interesant, Cristi. Doi jucători pe același post cu avocații de la CFD. Și titularul și rezerva. De fapt că și odată unul altă unul, că da. Până mai de curând el era rezerva postului, da. Nu Cristi Marea. E de discutat cât merită unul și cât merită celălalt să fie la echipa națională, dar mă rog, asta e o altă discuție, nu știu. Da. Mogoș poate să fie, dar și fundaș central, la un moment dat, poate să fie în poziția asta. Am mai jucat. Da, bun, acum ne fiind pe aceeași poziții, fiind în zone complet diferite, unii se pot întreba, bun, pe Mitriță, Baiaram, nu există acolo complet alte poziții. Sunt aceștia, da, pentru că acolo sunt și poziția deficită. E de la Cluj, cei doi sunt mai dreapta. Da, e de la Cluj. Acolo sunt poziții pe care ducată au probleme. Altoiți, așa, cu da, altoiți, că de fapt nu sunt. Dar Tinkăraciu, de exemplu, nu joacă. Are problema asta. S-a transferat mai sus, dar mai sus câteodată înseamnă mai jos. Dacă nu joci, degeaba transferi la cele mai bune echipe din lume, că tot nu joci. Bine, exact, da. Da, nu știu, e o întrebare. Horatiu Moldovan, de exemplu, e chemat și ăsta era clar că o să fie chemat. Deși nu a evoluat deloc de când am plecat de la Rapid, nu? Nu. Mai așteptăm pe Mutu la declarație, că mai avem vreo fază de arbitraj ca să le eliminăm. Mutu 37, văd că mi-au mai pus colegii aici. Bun, golul, sau final. Gol. Posibilitatea ce apărea de gol, nu mai analizăm. Aici dacă a fost fault în atac, a dat fault în atac la Ivan. Sau la Mateu, pardon, la Mateu. Nu am auzit pe Ivan. A fost fault în atac? La Mateu? Aici. Sare în spate. Matei, uite, și dobară pe jucătorul de la CFR. În spate, îi sare? Da. Ia să vezi. Ia. Sare la cap. Ce să fac? Bun. Mitriță cere 11 metri în duel cu Keita. Este o fază din care n-am ce pune. Nu mare lucru, deși văd mâinile lui Keita oarecum pe... Da, sunt pe Mitriță, am spus domnul Căciu. Da, Mitriță se răsucește, Keita este și cu piciorul acolo. E cu piciorile amândouă, el când se răsucește și vrea să continue alergarea, se împiedică de piciorul adversarului. După părerea mea, eu dă un penalt. Eu dă penalti? Da. Pe egalitate la penalti, mi-a dat. Da. Așa facem. E mai penalti decât multe penaltiuri care se dau. Aha. Genul ăsta e fază, așa mi se pare mie. Cel pe lui Mogoș l-am discutat, lămurit, e penalti și acolo ne-a dat. Da. Și roșu direct la Matei, l-am văzut și pe aceea. Aia ce se mai discută la roșu ăsta? Ilie. Matei Ilie, da. De nediscutat. Da. În povestea asta. Și de pus bolă la ori când te uiți. Da. Dar n-a avut, sunt convins că n-a avut. Eu chiar îl cred că... Da, povestea este că face are ori de mobilitate, ori are o inerție prea mare. Felul în care, de exemplu, când să vedem golul 2, da, e păcat că e un jucător tânăr și... E un jucător tânăr care trebuie să conteze. N-ai nicio șansă să joci. Da, nicio. Asta. Nicio. Trebuie să judeci chestia asta. Exact. Trebuie să interpretezi faza diferit și să nu mergi cu atacul ăsta de posedare. Aici crede că îl dă la o parte pe Mitriță. El nu înțelege ce poate Mitriță. Nu, dar vrea să facă... S-a ferit să facă faul, pentru că putea să facă faul. Voi, este extrem de... Putea să facă faul. Vă spun că l-a avut pe Mitriță. Mitriță, în spatele atacantului sau nouă fals, dă un randament foarte bun. Și cred că Petev a fost inspirat și cu mutarea asta, cu nouă fals. Pentru că are viteză. Se folosește de corp, centru de greutate jos, este un jucător abil, jucător care poate să scoată maxim de la opțiune de genul ăsta. Și a fost posibil. Da. Păi lipsă de experiență, totuși, la Matei. El dă pasa către bancul, care bancul trage și poșește. E foarte bun. Adi, din păcate, un frângere pentru voi astăzi. Cum mai caracterizați ce s-a întâmplat? Bună seara. Da. Din păcate, asta este fotbalul. Nu cred că merităm astăzi să pierdem.
Dar când joci un play-off și nu și ai atâta ocazie în primele 35 de minute sau în prima repriză și nu reușești să marchezi, fotbalul te judecă și asta s-a întâmplat și seara asta. Principiul n-am ce să le reproșez băieților mai mult decât faptul să fie mai concentrați acolo în fața porții, dar ales ca joc, cred că m-am mulțumit, am făcut un joc bun, am făcut un joc solid. Am riscat două contraatacuri. În păcate, lipsa de experiență al Matei se vede, dar de asta suntem aici, să îmbunătățim jocul, să ne ajutăm să crească. Și ce să zic, cam asta este istoria acestui meci. Eu cred că merita mai mult de seara asta. Ce ai spus acum la Matei? Matei a dat gol, a fost și eliminat. Nu se spune nimic la calde, supărat și el. Ne-a dat și golul de 2-1 care ne-a dus în joc. M-a spus, este un tânăr, lipsa de experiență s-a văzut. Juca cu 2 ani de astăzi. Asta e, dar cred că în prima repriză, sau tot meciul general, am făcut când joci împotriva CSU Craiova. Bineînțeles că mai și riși pe contraatac, ceea ce s-a întâmplat și la noi. Și faza golului 2 a fost și o fază, ca să spun, norocoasă pe undeva, pentru că din mâna lui Matei a sărit la mitriță, mingea înapoi. Și chiar dacă nu dădea gol, era probabil penalti. Dar, ce spune, istoria acestui meci se repetă puțin cu istoria meciului de la Craiova, când și atunci CFR-ul a dominat și era bun în 1990. Doamne, ce face, mergem înainte. Nu o seară bună, dar, cum am spus, ca prestație de joc,